În orașul Arkham se pare că supranaturalul a venit printre noi. Tu ești unul dintre investigatori și vei încerca să oprești aceste lucruri, în timp ce unul din zeii străvechi vor încerca să se strecoare prin lumea noastră. Salut și bine ați venit pe canal! Astăzi o să jucăm Arkham Horror 3rd Edition. Am pregătit deja mare parte a setup-ului, nu e în totalitate, vă explic un pic despre joc, reguli, apoi pornim și vom juca și primele ture. Mai întâi setup-ul, cum se face setup-ul? Jocul este împărțit în scenarii. Ca o mică avertizare, eu am pe lângă jocul de bază încă două extensii, și anume Under Dark Waves și Secret of the Order, așa că cărțile din respectivele extensii le-am amestecat deja în jocul de bază, așa că în cazul în care apare o carte pe care nu o aveți, să știți că se este din respectivele extensii. Bun. Vom începe scenariul, mai întâi alegem scenariul, am ales unul din jocul de bază și dacă vor fi oameni care se vor uita, voi merge prin toate scenariile pe care am. Am ales probabil cel mai simplu scenariu cu care vă recomand să începeți în cazul în care nu ați mai jucat Arkham Horror, și anume Feast for Amordoth. Sper că am pronunțat corect, probabil că nu. O să vedem mai întâi cum se face un setup al unui scenariu. Se întoarce cartea scenariului unde avem aici descrisă exact cum se face cartierele. Și avem cele 5 cartiere, așa le-am construit și eu alături, cu străzile care le leagă, exact așa sunt construite. Și aici avem într-o mică legendă ce punem. Iar nouă ni se indică aici că avem Doom tokenuri, unul pe fiecare cartier. Avem doi monștri, Vicious Glutton și Hooded Stalker, pe care i-am pus deja. După care aici, în partea aceasta, avem Monster Deck. Monster Deck-ul este ce monștri vom întâlni în acest scenariu. I-am ales în funcție de ce mi-a spus el, i-am pus aici, i-am amestecat, monștrii se vor trage de sub. În felul ăsta nu știi ceea ce urmează. După care Mythos Cup. Avem aici trecut ce Mythos Cup, le-am pus deja aici. Finalize setup și îmi spune ce trebuie să mai adaug pentru a finaliza setup-ul, și anume să pun cele 3 cărți de codex, cartea 1, 10 și 11, și să pun deoparte niște monștri aici pe care i-am ales. Probabil că ne vom întâlni cu ei pe parcursul jocului. Întoarcem cartea de scenariu și avem ultimele indicații, și anume The Story So Far, care este povestea. Eu o să vă zic doar două cuvinte, n-am să vă citesc. Și anume că se pare că ghoulii sunt cei care îl idolarizează pe acest zeu, Ancient God, zeu vechi, dar nu e numai, nu numai aceștia îl idolatizează. Se pare că există un cult și în Arkham. Bineînțeles, probabil că ne vom întâlni cu el. După care, Starting Space, de unde începem, și anume din General Store. De acolo vor începe toți eroii noștri și după care ne zice cine sunt worshipperul, cei care îl venerează pe acest monstru, și sunt exact cu cei pe care ne-am pus noi deoparte în indicație de pe cealaltă parte. Ultima indicație este ce se întâmplă când vom tace tokenul de Reckoning, și anume să punem un Doom pe această foaie, pe acest sheet, pe acest scenariu. Bun, astea fiind zise, care sunt setup-urile? După ce ți-ai construit cartierul și cu străzile adiacente, ai pus drumul, ai pus monștrii care sunt, alegi pentru fiecare din aceste cartiere pachetul de cărți. Eu l-am pus deja aici, avem străzile, adică astea mici, East Town, South Side, River Town, Downtown și Uptown. Le-am pus separate. Avem 13 cărți de headline, de ziare, pe care le-am amestecat. La fel cum spuneam, sunt amestecate și cu cele din extensie, le punem aici. Sunt doar 13, niciodată mai multe. Când se vor termina, deja vom pune un Doom pe acest scenariu. Deci Doom-urile, după cum bine vă dați seama, sunt modul de contorizare a finalului jocului, finalul negativ, modul prin care putem pierde jocul. După aceea punem aceste mici pachetele de cărți și avem pachetul cu vrăji, cu aliați, cu iteme, din care am pus 5 deja la întâmplare. Acesta va fi tabloul de unde putem cumpăra iteme. Acesta este pachetul cu
personaje și iteme pe care le putem obține, acest nu se amestecă pentru că va trebui să căutăm în el, iar aici condițiile, în cazul în care obținem anumite condiții, vom deveni bless sau cursed, în funcție de ce se întâmplă. Scenariu, cărțile de scenariu, le recunoaștem pentru că în partea de jos aici micuț au numele scenariului, le-am ales deja, se amestecă și se pune în acest suport. Dacă ne uităm atent la acest suport, avem aici niște semne, aici un semn, ceea ce înseamnă că din spate tragem dumurile, din față tragem cluurile și gate burst. O probabil că deja nu înțelegeți prea multe ce înseamnă, dar o să vă dați seama în momentul în care jucăm. Bun, ca personaj, aici am făcut deja, am ales Mythos deck-ul, ni se spune pe partea asta, nu cred că nu am menționat deja, ba da, am menționat Mythos capul, și anume din ce este format, eu l-am pus deja, se află aici. Acest săculeț nu vine normal în joc, eu zic să folosești un cap, dar eu am ales acest săculeț, mai ales că are și această siglă interesantă și am zis că se potrivește perfect. Ca personaj am ales pe Calvin Wright. Normal are descrierea poveștii aici pe spate, nu o să vă citesc, doar vă spun pe scurt. A plecat din orașul său, de la cei dragi, deoarece a avut o viziune a finalului lumii, sfârșitul lumii și și-a dat seama că el trebuie să fie cel care va opri zeii cei vechi pentru a nu distruge lumea și a pune stăpânire pe aceasta. Aici, dacă ne uităm cu atenție, toate personajele au starting position, și anume cu ce încep. Personajul acesta e un personaj destul de bun și în cazul în care n-ați mai jucat, vă recomand să începeți cu el, mai ales într-o variantă solo. Și anume, pornește cu un Spirit Dagger, îl vedem aici, Until the End of Time, aici, $3, aici, și opțional putem lua Voice of the Messenger și un Dark Pact. Ce înseamnă Dark Pact? Îl putem obține de-a lungul jocului și când va veni Reckoning-ul vom da cu Zarul. Dacă dăm 1, întoarcem Dark Pact-ul și vedem că trebuie să plătim datoria și vedem ce trebuie să plătim. Normal că nu ne uităm înainte. O să mă întrebați bine și ce face fiecare din ele, o să vă explic imediat. Mai întâi vă explic un pic de cum este construit caracterul. Aici avem sănătatea și sănătatea mentală. După cum ne vedem, e un personaj echilibrat, de-aia vi l-am și recomandat, 6 cu 6. Cele 5 atribute pe care le au oricare dintre personajele din Arkham Horror și sunt Lore 3, Influență 3, Observation 3, Strength 3 și Will 1. Din păcate Will e cel mai puțin, dar asta este. Din recomandările mele, când jucați în general, ar trebui să aveți în vedere lore-ul și straight-ul, care mi se par cam cele mai importante atribute pe care trebuie să le aibă. Dacă jucați mai mulți, vă puteți compensa. Unul bun pe lore, unul bun pe strength și așa mai departe. Ce fac fiecare în parte? Cu lore-ul de obicei încercăm să scăpăm de doom-ul și vom da cu numărul de zare indicat aici, 3 în cazul nostru. După ce dăm fiecare 5 sau 6, este considerat un succes și vom elimina atâtea dumuri câte succesuri am dat. Influența se folosește în teste, la fel cu 3 zare. Observația, pe lângă teste, mai putem să punem și clue-urile pe care le-am obținut să le trecem pe scenariu cu ajutorul observației, iarăși cu 3 zaruri. Strength-ul, când ne luptăm cu un monstru, vom da cu 3 zaruri. Fiecare succes va fi un damage pe care îl facem. Will-ul de obicei se folosește în teste. Și acum să vedem și ce iteme are. Spirit Dagger, după cum bine vedem, avem semnul de mânuță, ceea ce înseamnă că poate să aibă și acesta și încă unul. Deocamdată nu avem, dar poate pe viitor mai obținem. Este un item care, în momentul în care ne luptăm, ne mai dă voie să mai obținem încă 2 zaruri. De asemenea, același lucru, încă 2 zaruri și când scăpăm de dumuri. Deci e o carte extraordinar de bună. Until the End of Time. Ce îmi spune că pot pune aici 2 damage-uri și 2 damage-uri de sănătate mentală. Ceea ce înseamnă că mă ridică pe mine la 8. Iar când apare Reckoning-ul, vor dispărea câte unul din fiecare. Deci, cu alte cuvinte, în timp mă voi face bine. Este extraordinar de bun această carte. Voice of the Messenger, pe care n-am fost obligat să o iau, dar pe care eu consider că e bun, îmi dă voie ca pe parcursul jocului, dacă vreau să mai dau o dată cu zarurile, 1, 2, 3 sau câte am dat atunci, pot să primesc un horror și să mai dau o dată cu zarul, ceea ce e un atribut care eu nu consider că e foarte important. Iar Dark Pact vi l-am explicat.
unde începem, așa cum ne-a zis aici pe sheet, începem în General Store, iar eu acum o să vă explic pe scurt care este povestea acestui scenariu. Outbreak ne spune că deja au început mai multe orașuri să reacționeze la faptul că au început să dispară oameni din cimitire, au început să dispară oameni din morgă, ba chiar și oameni vii. Eu acum vă spun povestea din toate cele trei codexuri. Și se pare că a apărut un nou zeu, un nou zeu bătrân, care un ancient god, pe care ghulii îl venerează, dar nu numai ghulii, că se pare că sunt și oameni care fac acest lucru. Treaba noastră este să încercăm să identificăm dispariția măcelarului și a soției acesteia din General Store, pentru că se pare că au dispărut, nu se știe unde, iar noi va trebui să rezolvăm acest caz, să investigăm. Pe aceste cărți ni se spune cumva care ne sunt și următorii pași pe care trebuie să îi îndeplinim. Și aici ne zice, dacă sunt 4 dum aici pe scenariu, întoarcem această carte. Deci trebuie să avem, cum ar veni, faza următoare, cea negativă, ce se va întâmpla în joc, va fi când se adună 4 dum. Trebuie să avem grijă să nu se adune sau se adune cât mai târziu. Aceasta ne zice, dacă adunăm 3 cluri aici, putem să întoarcem această carte. Deci, cum ar veni, partea pozitivă a jocului. Deci trebuie să punem 3 cluri aici. Iar aici ne zice, când sunt 8 sau mai multe dumuri pe această carte, o întoarcem această carte. Deci iarăși avem o dată la 4, o dată la 8, sunt cum ar veni niște milestone, sau o dată la 3 cluri. Deci trebuie să obținem cluri. În mare, cam ăsta este setup-ul. Am păstrat un singur lucru la final, și anume împărțirea dumului și a clurilor. Pentru că la începutul fiecărui joc trebuie să împărțim o dată dum, cel mai tragem ultima carte, este în Downtown, o întoarcem și vedem că este în Arkham Asylum. Unde punem un dum? Luăm acest dum și îl ducem în Arkham Asylum. Și trei cluri. Cum se împar clurile? Se ia prima carte din Rivertown, se pune în Rivertown clue. Primele două cărți se amestecă și știm că în primele trei cărți se află un clue. Facem asta de trei ori. În Southshire, Southside, același lucru, deci avem deja două clue-uri. Jocurile, toate jocurile, scuze, am pus invers. Așa. Și ultimul, în Downtown. Deci în Downtown avem chiar două clue-uri. Am pus un clue, nu știu cum a ajuns-o. Ok. Bun. Acum care sunt rundele? În mare, asta este setup-ul și începem să ne jucăm. Avem doi monștri, trebuie să vedem cam ce fac fiecare. Ne uităm la Vicious Glutton. Acesta patrulează, se mută către unde este cel mai mult dum. În cazul în care sunt egalitate, în cazul ăsta nu avem nicăieri mai mult dum, toate mini cartierele acestea au câte unul, iar alegem noi dacă se mută sau unde se mută. În cazul ăsta putem să-l păstrăm pe loc. Și ne zice că în cazul în care se mută, se mută cu două spații. Iar Hooded Stalker e un hunter, se mișcă către omul cu cel mai mult straight. Cum noi suntem singuri, deci e clar că ne va ataca în viitorul apropiat. În consecință, pentru prima noastră acțiune, că avem voie de să facem două acțiuni pe tură, ne hotărâm, sau eu mă hotărâs, să atac acest Hooded Stalker. Odată mă mut, mă pot muta maxim două pătrățele, mă pot muta și mai multe dacă plătesc, pot muta maxim până la 4, dar fiecare mutare în plus mă va costa $1, deci în cazul meu am făcut o mutare ce e gratuită și ca a doua mutare voi ataca acest Hooded Stalker. Întoarcem cartea și vedem că are 1 la viață, deci îmi trebuie un singur succes și îmi modifică numărul meu de strength cu 0. Sunt unii care îți modifică cu 1, cu 2, adică vei da mai puțin, cu un zar, cu 2, cu 3. Iar aici, în cazul în care voi încerca să fac evade, adică să scap, voi da cu cât am eu observația mai puțin cu un zar. Da, eu nu am de gând să fac asta.
Și să vedem, strength-ul meu este de 3, iar de la Spirit Dagger mai primesc 2 zaruri. Pentru a ucide acest monstru trebuie să dau un 5 sau un 6. Și am dat și 5 și 6, deci făceam 2 damage-uri, mie îmi trebuia 1, acest Hoodstalker a murit. Iar eu mi-am terminat prima tură. Urmează tura monștrilor, și anume dacă acestea se activează. Cum am zis că alegem dacă se mută sau nu, voi alege să-l păstrez aici, cel puțin deocamdată. Și trecem la Encounter Phase. Asta e una din fazele cele mai bune ale jocului, pe care e preferabil să o faci. De ce zic e preferabil? Pentru că dacă ești în luptă cu un alt monstru, nu poți face această fază. Bun, și luăm din cartierul acesta, River Town, prima carte de sus și citim locația în care suntem, în cazul nostru Graveyard. Să vedem ce ni s-a zis. You hear noises that are a cross between whimpering and gagging coming from behind headstone. Testez will-ul, am unul singur, deci un singur zar, și am reușit să trec, ceea ce e extraordinar. If you pass, you avoid looking at the cause of the sound and instead recite a lullaby and sob soon turn to gentle laughter. Become blessed. E unul din cele mai extraordinare lucruri care se poate întâmpla. Și anume am devenit blessed. E o condiție. De acum încolo zarurile vor fi succese nu numai 6 și 5, ci și 4. Deci și 4 va fi un succes de acum încolo. Și îmi zice ce se întâmplă dacă fail, dar eu nu am fail, ci am reușit să trec acest test. Super! Deci e extraordinar. Trecem mai departe, ultima fază e Mythos Phase, în care vom trage 2 tokene la nimereală din acest bag. Primul este blank, adică nu se întâmplă nimic, ceea ce este foarte bine. Celălalt este un doom. Și tragem un doom, vedem ce. În River Town și unde îl punem, în Graveyard, deci exact unde sunt eu, a devenit și următorul lui. Ceea ce înseamnă că tura viitoare, Vicious Grotem va veni spre noi. Bun, s-a terminat tura, urmează tura 2. Ce voi face? Prima acțiune, cred că am să încerc să scap de aceste doom-uri. Și voi face asta cu 3 zaruri de la lor și 2 de la Spirit Dagger. Și avem un 6, ceea ce înseamnă un succes și scăpăm de un doom. Iar ca a doua acțiune, cred că am să fac un focus. Ce înseamnă focus? Cresc cu unul din aceste atribute. Focus limitul meu e de 2, deci pot să-mi cresc de 2. Și voi crește will-ul, că am un singur zar și neapărat vreau să-l îmbunătățesc. Mi-am trecut tura, urmează Monster Phase, acesta vine către mine, o mutare 2 și se oprește în General Store. Eu Encounter, pentru că a rămas în River Town, tragem din River Town următoarea carte și citim tot Graveyard. As you enter, you notice a sign at the gatehouse indicating that the groundkeeper Leonard Coburn is hiring a gravedigger. Se pare că groparul angajează pe cineva ca să sape gropi. Apropo, îmi cer scuze pentru engleza mea, nu e extraordinară. You may apply for the position. If you do, you become gravedigger. Deci pot să devin gravedigger. If you don't, you enjoy your leisure stroll off the grave. You and an ally recover one sanity. Nu am ce să-mi recuperez, deocamdată sunt sănătos, așa că aleg să devin gropar. Punem această carte la fund. Iar pentru a deveni gropar, ne uităm în aceste cărți și o căutăm pe cea care ne spune ce înseamnă să fii gropar. Grave Digger, am găsit-o. E un talent, să vedem și ce face. After you perform a gather resource, gather resource e atunci când iei bani, de obicei 1, așa este. In the River Town, în acest cartier, îmi testez strength-ul și dacă pas, mai primesc încă 2 dolari. Deci de acum încolo, când voi încerca să obțin bani, pot să-mi testez strength-ul și dacă obțin un succes, primesc 3, nu 1. Extraordinar de bun și această carte. Bun,
Acum urmează ultima fază și anume Mythos Phase. Tragem alte două tokene și avem un clue și anume în River Town mai apare încă un clue. Îl amestecăm cu primele trei. Și încă un token. Newspaper. Și citim primul newspaper, de obicei astea sunt lucruri destul de proaste care ni se întâmplă. Night Terror Terrify Nightly. Deci o teroare nocturnă care terorizează în fiecare seară. Headline. Test wheel. Să-mi testez wheel-ul. You suffer 3 damage, prevent 1 damage for each success you roll. Deci trebuie să primesc 3 damage și în funcție de fiecare succes pe care îl dau, voi opri unul din acestea. Voi da cu 2, deci cumva e bine că mi-am crescut wheel-ul, dar oricum ar fi unul tot primesc. Am un singur succes, deci ceea ce înseamnă că primesc 2 damage. Dar, după cum vă aduceți aminte, am aici Until the End of Time, care îmi primește 2 horror și mai pot pune aici 2 damage normal. Deci am pus acolo pe aceștia 2, urmând ca în momentul în care voi da reconi să scap de unul de ăsta, unul de ăla. E ok, suntem bine. Am terminat și cu Mythos Phase, ne întoarcem la faza noastră și ce voi face? În prima acțiune mă mut aici. Iar a doua acțiune aleg să mă lupt cu Vicious Clutter. Îl întorc și vedem că are 2 la viață și mi-a unul din zarurile straight. Deci, eu aveam 3, pierd 1 și mai primesc încă 2 de la Spirit Dagger. Deci voi da cu 4 zaruri, iar el are 2 la viață. Și avem 1, 2 succesuri, l-am ucis. Pentru că acesta are semnul ăsta, are semnul de monstru, primesc un remnant când ucid un asemenea monstru. Un remnant mai primesc și dacă scap de 2 dumuri odată, sau 3 sau 4, cel puțin un remnant. Vedem și ce ne-a zis monstru după ce l-am omorât, sau mă rog, The creature look up, still licking clotted blood from its white fangs. Deci creatura s-a uitat la mine în timp ce și-a lins sângele închegat de pe colți. Colții albi, de fapt. Ok, am scăpat și de această imagine tulburătoare. E bine că am făcut asta. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Monster Phase. Nu mai e niciun monstru, așa că deocamdată sărim. Encounter Phase. Tot River Town, numai că acum vom citi din General Store. You may buy one common item for half price. Round up. Deci poți să cumpăr de aici un item, common item, la jumătate de preț rotunjit în sus. Ce înseamnă rotunjit în sus? Dacă costă 3, 1 jumate, se face 2. Bun, ceea ce e extraordinar, o să ne uităm imediat prin ele. If you do, you chat with old man Huckleback in the post-bellied stove while Nathan wraps up your purchase for you and you find the wisdom of a life well lived hidden among the old man palms and story. You may focus one skill of your choice. Super, deci ne dă voie să ne focusăm și un skill dacă cumpărăm ceva. În mod sigur vom cumpăra ceva. Voi lua Grimm's Fairy Tales. Deci povestea fraților Grimm. Mă costă 2 dolari pentru că ea costă 4, așa că o plătim la jumătate de preț. Ce face? E o acțiune și un investigator sau un aliat poate să-și recupereze 1 la sănătate. Deci pot face bine ca o acțiune. Va fi extraordinar de mișto să ne facem bine. Punem alt item în loc. Other World Codex. E un curio item acesta. Bun, trecem mai departe la Mythos Phase. Tragem primul un blank. Și Reckoning. Reckoning-ul avem de două ori. O dată aici punem un Doom aici. A doua îmi folosesc eu asta și anume scap de un horror și un damage. Și nu am damage, dar de un horror scap. Și mi-a venit timpul să plătesc pactul. Dacă dau 1, voi întoarce cartea și voi vedea ce e. Nu, am dat 6, așa că am scăpat.
din nou tura noastră, aș putea să stau aici ca să încerc să mai fac rost de cluri, că nu am niciunul și știu că aici sunt două cluri. Așa că am să mai stau aici, iar prima dată am să încerc să mai fac rost de bani. Poate mai cumpăr un item ca să fac asta. Deci, facem o gather resource, adică iau un ban. Și pentru că sunt cartea care tot am, tocmai am obținut-o, încerc să-mi testez trade-ul, care este 3. Și dacă iau un succes, mai primesc încă 2 dolari. Și avem și succesuri, deci primesc încă 2. Mi-am adus aminte, trebuia să-mi focusez și un skill. Și aleg să-mi folosesc, să-mi focusez... Lorul. Ok. Bun. Asta de tura trecută, când cumpăr un obiect, îmi focusez gratis. Iar ca a doua acțiune, am să-mi fac acțiunea aceasta, și anume că voi recupera unul la sănătate mentală. Și voi scăpa și de acest... Bun. Mi-am terminat tura. Asta trebuia să ajungă aici, în Rivertown, ultima carte. Am uitat să o pun la loc. Bun. Și acum urmează Monster Face. Nu avem, trecem la Encounter Face. Sper să dau de un clue. Posibilitatea de a obține un clue. Și îmi zice așa: Sheriff Eagle is asking Davy Schaffner for a look at his records. It sure help could help us track down those grave robbers, is she say. You gain one clue. Yes, am luat un clue. Așa. From your neighbor. When Davy finish with the sheriff, she offer to help. You may buy any number of common items from the display. Acesta vine aici. Putem să cumpărăm orice iteme comune din display. Și cred că am să aleg să cumpăr și painkiller, care mă costă un dolar. Și de acum am 2 în plus la viață, pe care îi pot stoca aici. Încă 2 damage. Deci astfel mi-a crescut sănătatea de la 6 la 8 și mai am 2 aici, deci la 10. Am îmbunătățit destul de mult acest caracter. Bun, urmează Mythos Phase. Și să punem altceva ce ne-a picat. Elder Sign Amulet. Bun. Tragem un monstru și să vedem ce monstru. Flash Eater. Acesta se pune la Unstable Place, adică ne uităm la ultima carte, care e în Rivertown și unde ne apare semnul de doom, la Black Cave, adică aici. Ok, și se mișcă 2 către cel jucătorul cu cel mai mult straight, clar, adică către mine. Mai trebuie să tragem un token și să vedem ce tragem. Încă un monstru și să vedem cine va fi al doilea. Încă un Flash Eater, care culmea va veni exact aici. E probabil cea mai proastă combinație, doi monștri în același loc. Bun, să vedem ce facem. Nu știu, e un pic... nu e prea bine. Ei vor veni ambii și vor veni exact în același timp. Ceea ce mă va surprinde pe mine neplăcut. Cred că totuși am să plec de acolo. Din dorința de a mai face rost de ceva cărți. Una, două, trei. Cu trei. Una, două, trei. Vin aici. Am plătit mișcarea în plus. Pentru că la Historical Society pot obține aliații. Aliații sunt foarte buni. Sunt probabil cele mai bune cărți din pachet. Și te ajută foarte mult. Asta a fost o mutare. Iar a doua mutare... voi încerca să mai adun niște resurse și iau una. Pentru că nu sunt în acest cartier, în Rivertown, nu pot să acționez cartea Grave Digger pentru a mări numărul de bani. Bun, Monster Face, aceștia doi fac două mișcări, una, două și vin spre mine. Ok, deocamdată nu au ajuns, dar vedem. Iar eu urmează Encounter Face. Acum luăm din Southside și Historical Society citim. Eu particip la o dezbatere de retragere și mă simt extraordinar. Become Driven. Driven, uitați, altă carte
care îmi spune că mi-am crescut focus limit cu 1. Deci acum pot să mă mai focusez. Și dacă am nevoie vreodată, pot să mai fac cu acțiune. Normal am 2, pot face 3, dar devin obosit. Adică ci întoarcem cartea și vedem ce e pe partea cealaltă. Dar important că acum mai pot să mai focusez un skill. Unul din cei care fac debaterea refuză cererea ta și declară că nu am niciun fel de dovadă. Pot cheltui un remanent și cum am să fac asta. Și dacă fac asta, another patron is impressed and ask if you want to collaborate. Gain one ally. Deci am cheltuit remanentul și iau un aliat. Pun această carte la finalul pachetului și luăm primul aliat. Să vedem care este. Zora Larson, o secretară, mi-a dat 2 la sănătate și 2 la sănătate mentală. Deja personajul meu evolua foarte bine și ea are o acțiune. An investigator or an ally in your space recover one sanity. Deci poți să-mi recuperezi 1 sănătate. Cumva dublează această acțiune, dar mă rog, în cazul în care vreodată am nevoie, pot să mai fac, recuperez încă o sănătate, ceea ce este foarte bine. Iar acum cred că pot liniști să mă lupt și cu monștrii. Haideți să vedem ce pică la Mythos Phase. Un newspaper, să citim. Occult activity threat sitting. Deci activități ocultă amenință orașul. Headline. You choose one. Place one doom in your space. If you are in a straight place, dar nu sunt. Deci pot să pun un doom aici sau spawn one monster in your space sau să aduc un monstru. Normal că nu mai vreau monstru, că am deja 2 care vin după mine și pun acest doom. Și mai trebuie să mai tragem un token și tragem un spre doom și punem încă un doom, să vedem. River Town aici și să vedem unde, în Black Cave. Adică aici.